If you like this lesson, please subscribe for free to see the next ones. 1 martie, tradiții la început de primăvară. Tradiția mărțișorului datează de sute de ani. Potrivit cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul țării, au fost descoperite amulete ce se aseamănă cu mărțișoarele acum mai bine de 8.000 de ani. Acestea constau în petricele perforate în culorile alb și roșu, care erau purtate la gât sub formă de coliere. Cele două culori au fost alese deoarece roșul era asimilat cu sângele cu privire la ritualurile de sacrificiu ce erau practicate la începutul primăverii, iar albul simboliza puritatea zăpezii, a gheții și a norilor. Toate acestea exprimau dorința de a trece de iarnă și de a întâmpina primăvara ca simbol al revenirii la viață. Cât timp se poartă mărțișorul? Let's see! Doamnele și domnișoarele primesc mărțișoare făcute în casă de la bărbați pe 1 martie și le poartă timp de 2 săptămâni sau pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primăverii. Împreună cu mărțișorul se oferă și flori timpurii de primăvară. Cea mai reprezentativă floare este ghiocelul. După ce nu se mai poartă, mărțișorul se pune într-un pom înflorit, pom roditor. Potrivit legendei, se pune și o dorință atunci când agăți mărțișorul de ramurile pomului, iar aceasta se va îndeplini. 1 martie este și ziua babei Dochia, potrivit tradiției populare. Primele 9 ori 12 zile ale lunii martie sunt dedicate ei și mai sunt cunoscute în popor și ca zilele babei. Aceste zile corespund cu zilele în care baba Dochia a urcat pe munte cu oile, urcuș dedicat morții și renașterii, sezoniere a zeiței agrare și a timpului calendaristic, în preajma echinocțiului de primăvară. Tradiția spune că pe 1 martie trebuie să îți alegi o babă, adică o cifră de la 1 la 8. Și dacă în ziua respectivă va fi soare, înseamnă că tot anul vei avea prosperitate, fericire. Superstiția dominantă este că baba Dochia va trimite gerul înapoi dacă anumite activități casnice vor avea loc pe 1 martie. Obiceiuri de 1 martie în diferite zone ale țării. Tradiția de mărțișor în Moldova spune că pe 1 martie fetele sunt cele care dăruiesc mărțișoare bărbaților, iar aceștia le oferă femeilor mărțișoare pe 8 martie. În Dobrogea, mărțișorul se poartă până la venirea berzelor. Apoi este aruncat spre cer pentru ca norocul să fie mare și înaripat. În Transilvania, mărțișorul este purtat în primele 2 săptămâni ale lunii martie, după care acesta este atârnat de uși, ori ferestre sau de coarnele animalelor sălbatice, deoarece se spune că astfel se pot speria duhurile rele. În Banat, fetele se spală cu zăpadă în ziua de 1 martie pentru a fi iubite mereu. În Bucovina, există obiceiul ca de 1 martie părinții să lege copiilor și o monedă de argint ori aur de gât sau de mână. Moneda se leagă cu șnur roșu și alb numit mărțișor. Acest obicei este urmat pentru a le purta noroc copiilor și pentru a fi curați și sănătoși, precum argintul la venirea primăverii. Oamenii își trimit unii altora mesaje în această zi și fac trimitere la simbolistica mărțișorului, la ideea de renaștere a naturii și vieții. Urările de la început de primăvară sunt pline de bucurie, speranță și optimism. Subscribe for free to see other future videos.